Scandalul gazului la Severin ia amploare. Reprezentanții Mehedinți Gaz au lansat acuzații fără precedent la adresa primarului Marius Crăciu, care e acuzat direct pentru eșuarea extinderii rețelei de gaz. Conducerea companiei susține că edilul are alte interese și de aceea a reziliat contractul, blocând negocierile cu Romgaz, care ar fi putut finaliza acordarea întregului oraș la gaz. În emisiunea Față în față de la Terasat din 3 octombrie, primarul Marius Crăciu lansa acuzații dure la adresa firmei Mehedinți Gaz, pe care o acuza de eșecul extinderii rețelei de gaze la Severin. Edilul spunea că firma respectivă nu are capacitatea financiară de a finaliza lucrările. Ei în acest moment au conturile blocate, nu pot să-și plătească salariații. Deci tu ca firmă mare, tu ca firmă cu nu știu ce acționariat, nu ești în stare să iei câteva sute de contoare? Să poți să le dai oamenilor, vine iarna, acum sunt oameni care au s-au debranșat de la tot și da, așteaptă, și așteaptă un contoar și, da, și nu poate să-și le dea decât prin Mehedinți Gaz. Deci este inuman ce se întâmplă. Și noi dăm credit acestei firme. Mehedinți Gaz face parte dintr-o firmă ce desfășoară lucrări în diferite orașe ale țării. Conducerea companiei a solicitat drept la replică în urma afirmațiilor primarului Marius Crăciu. Reprezentanții firmei aduc acuzații fără precedent la adresa edilului. Începând cu anul 2018, Mehedinți Gaz a construit rețeaua de gaze în zona Schela, pe care domnia sa și-a însușit-o ca și realizare exclusivă. Menționăm că, deși această zonă nu este inclusă în obligațiile contractului nostru, societatea a investit o mare parte din bani venind în sprijinul populației. Extinderile de rețea nu sunt executate în mod restrictiv doar de către operator, conform spuselor domnului Marius Crăciu, ci pot fi realizate de către orice societate autorizată de către ANR. De altfel, domnul primar cunoaște foarte bine acest aspect, creând în mod evident suspiciunea ca fiind susținătorul unei anumite societăți locale, căreia i-a atribuit mai multe achiziții directe la valori de până la 450.000 de ron pe lucrare. În mod evident, Mehedinți Gaz este societatea restricționată în desfășurarea propriei activități în teritoriu și destinatarul calomniilor domnului primar, care încearcă în acest fel să-și acopere propriile interese. În cadrul emisiunii, primarul Marius Crăciu a declarat că nu a putut discuta cu nimeni de la această firmă. Au și o conducere, cum să vă spun eu, golănească acolo. Acolo sunt niște golani. Credeți-mă ce vă spun și o spun. Din câte știu, cred că se au mai schimbat lucrurile. Nu, au o conducere de golani acolo. Sunt niște oameni fără niciun Dumnezeu. Mincinoși, cu care nu poți să faci niciun fel de echipă. Azi îți spun una, mâine îți spun alta. Vorbești cu ei astăzi, mâine nu-ți mai răspund la telefon. Avem o grămadă de hârtii și o grămadă de documente trimise la care nu s-a răspuns niciodată. Potrivit celor de la Mehedinți Gaz, primarul ar fi premeditat rezilierea contractului care a dus la blocarea negocierilor cu Romgaz, privind preluarea activelor Mehedinți Gaz. Dorința edilului de a accesa fondurile din programul Angel Saligny se va putea realiza doar în momentul în care documentația corespunzătoare va fi întocmită conform legislației de specialitate în vigoare, siguranța cetățenilor fiind mai presus de orice. Oameni buni, aici vorbim de gaze cu pericol de explozie. Discutând despre subiectul vânzării către Romgaz, ținem să precizăm faptul că până și aici domnul primar și-a pus amprenta, blocând ducerea la bun sfârșit a acestei tranzacții prin rezilierea contractului de concesiune, iar până la finalizarea acestui litigiu, preluarea de către Romgaz nu se poate realiza. În luna martie acestui an, domnul Marius Crăciu a emis hotărârea de consiliu favorabilă vânzării către Romgaz, iar în luna august a acelui așa n-a blocat vânzarea prin același act nesăbuit de reziliere a contractului de concesiune. O vânzare a unui sistem de distribuție de gaze naturale nu poate fi realizată de la o zi la alta, fiind necesară o evaluare corespunzătoare care a necesitat timp. Vă înștiințăm că a fost făcută o expertiză profesională în vederea vânzării asupra rețelei construite de către Mehedinți Gaz, care s-a dovedit a fi într-o stare perfectă de funcționare și eficiență. Singurul motiv al întârzierii finalizării acestei vânzări, constituindu-l același litigiu provocat de domnul primar. Marius Crăciu a susținut în cadrul emisiunii Față în față că Romgaz nu a putut prelua Mehedinți Gaz din cauza problemelor existente la această firmă. Conducerea Mehedinți Gaz respinge aceste acuzații și în plus lansează ipoteza că problema lipsei contoarelor de care s-au plâns severinenii ar avea legătură cu anumite intervenții preferențiale venite tot din partea primăriei. În legătură cu instalarea contoarelor
Vă informăm că acest lucru se face în ordinea înregistrării solicitărilor și nu în ordinea preferințelor și presiunilor din partea primarului. Vă asigurăm că vom face eforturi să mărim ritmul instalării de contoare în așa fel încât populația să nu sufere la venirea sezonului rece. Societatea nu se află nicio situație deficitară. Mehedinți Gaz are sume importante de încasat de la stat în baza legii compensării, iar angajații își primesc salariile la zi. Conducerea Mehedinți Gaz susține că edilul Marius Creciu nu are niciun motiv să lanseze acuzații privind situația financiară a companiei, întrucât redevența solicitată de primărie a fost achitată în termen de 5 zile. De asemenea, au ținut să precizeze că nu se opun dezvoltării orașului și că vor continua toate demersurile pentru deblocarea situației.